După mai multe obstacole, în sfârșit din 15 mai încep lucrările de modernizare a drumului județean 705A, care leagă municipiul Orăștie de Costești și Sarmisegetuza Regia. Zilele trecute, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de autoritate de management pentru Programul Regional Vest și parteneriatul format din Consiliul Județean Hunedoara și comunele Beriu și Orăștioara de Sus, în calitate de beneficiar, au semnat contractul de finanțare la sediul Consiliului Județean. Pentru proiectul de modernizare a drumului care leagă municipiul Orăștie de Costești și Sarmisegetuza Regia a fost lansată inclusiv licitația pentru execuție. Noi am făcut demersurile de foarte mult timp, am avut proiectarea, am făcut tot ceea ce trebuie, dar pot să vă spun și acum să înțeleagă de ce s-a întârziat atât de mult. Vreau să vă spun că suntem ca românii, cetățeni care erau proprietari de terenuri în zona Beriului, au fost puși în posesie peste 50 de cetățeni până în mijlocul drumului. Până când am rezolvat problema celor 50 de oameni să înțeleagă că nu pot fi proprietari în mijlocul drumului, a fost o vreme foarte lungă. Mai ales 3 dintre ei a trebuit să mergem până în instanță, să-i demonstrez că nu poate să fie proprietar în mijlocul drumului. Am trecut și acel obstacol, am făcut studiul de fezabilitate. A fost greu până când am obținut finanțarea pe fonduri europene. Dar până la semnarea contractului, drumul parcurs de Consiliul Județean Hunedoara a fost unul extrem de anevoios, iar problemele apărute a necesitat timp pentru rezolvarea lor. Astăzi am semnat cu ADR Vest contractul de finanțare și de azi încolo putem spune cu mândrie că lucrările vor începe. Așa cum v-am spus și în ședință, am dat dispoziție că începând cu data de 15 mai să începem aceste lucrări. Nu putem să le începem mai repede, că sunt Sfintele Paști, trebuie să ne pregătim toată lumea și oamenii și firmele care lucrează de Sfintele Sărbători, dar după 15 mai se va lucra pe acest drum și oamenii vor fi fericiți când se va termina acest drum. Pot să vă spun că va fi un drum la nivel cum este culoarul de nord. Iată că cei care erau doar bârfitori și spuneau că nu se face acest drum și le plăceau să spună fel și fel de lucruri, eu spuneam întotdeauna cetățenilor doar sinceritatea. Vom face acest drum, dar un pic de răbdare. Iată că astăzi a venit timpul când putem spune clar, avem bani, am semnat contractul de finanțare, din 15 mai vom începe lucrările. Peste 17 km de drum vor fi reconstruiți sau modernizați în cadrul proiectului. Valoarea totală a investiției este de aproape 14 milioane de euro, din care finanțare nerambursabilă europeană și de la bugetul de stat este de 13,5 milioane euro.